Hey. Azi a patra zi. Nu mai știu. Azi am vizitat Kiev. Dimineața eram la Kiev și după asta, după ce am vizitat cu 2 ceas, după ce am umblat pe străzile Kievului, am văzut toate restele și bisericile de acolo. Chernobyl și Pripyat. De dimineață am dat bătaie, am ajuns până în orășelul Ivanovska, pentru că de acolo trebuie să iau calea spre Chernobyl. Bun, acolo am stat la o benzinărie, am mai aflat de la oameni cum se poate de intrat fără ca să plătesc sau fără ca să trec de posturile de trecere sau ceva. Și unul dintre oameni a povestit toată istoria de la Pripyat. A zis că el era pe atunci, el era unul dintre șefii care funcționau acolo. Și tot el ne-a recomandat să nu intru, să nu pierd timpul, să nu mai fac vreo 50 de kilometri până în zona de risc acolo, până la primul punct de trecere. Și după aia încă vreo 30 km, adică pentru că a fost un incendiu de curând și aici lumea e foarte agitată, poliția e agitată și nu prea permite nimănui să treacă dincolo. Din cauza asta, din Ivanovska am pornit mai departe spre orășelul Polske. Un orășel la graniță cu Belarus și în seara asta eu ar trebui să trec în Belarus. Azi am, până acum am vreo 160 de km pedalați și toată ziua am dat numai sprinturi. La jumătate de drum mi-au curs și sânge din nas, nu trebuie să stau vreo 5 minute să oprească sângele, însă a fost plăcut. Acum, după ce am trecut de de orașelul ăsta, mi-am dat seama că de fapt orașul ăsta e la fel de părăsit ca și Chernobyl sau Pripyat. Până la urmă nu am pierdut nimic. Ori s-fi mers acolo în Chernobyl și s-fi riscat mai mult, ori că am trecut prin Polski ăsta și de fapt recomand tuturor care o să mai meargă pe traseul ăsta vreodată să facă și ei exact aceeași alegeri ca și mine în plus. O să găsiți aceleași clădiri părăsite, magazine întregi lăsate, copaci care cresc din case, tufișuri de peste tot, aceleași imagini. În plus, aveți un traseu minunat, dar pur și simplu minunat. Eu de aproape o oră de vreme merg și miros berioza, nu știu cum se zice în română. Dar merg pentru o pădure de berioză și pini și un fel de mesteacă, cred. E un miros de ăsta îmbătător. Eu nu rezist. M-aș opri și aș mânca din copaci și atâta de bine miros. Cam asta. Mai am de făcut vreo 20 de kilometri până la granița cu Belarus și trebuie să accelerez, trebuie să fac cât mai mulți kilometri în seara asta, ora 8 și mai am încă mult de făcut.